În jurnal mai puteți urmări. Seceraja S.A. este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile joi 15 septembrie 2016 în intervalul orar 18. La sfârșitul săptămânii trecute, trupa Tetis din municipiul Megidia a participat la Festivalul Național de Teatru Proactoria, ce s-a desfășurat la Mediaș. Actorii Constanțeni au urcat pe scenă cu piesa Care de Dame. Prima ediție a acestui festival a fost organizată în toamna anului 2014 cu ocazia împlinirii a cinci decenii de la înființarea Teatrului Popular la Mediaș, iar cea din acest an a adus pe scena Sally 7 șapte trupe din mai multe regiuni ale țării, printre care și Megidiam. La Mediaș s-a desfășurat în perioada 9-12 septembrie Festivalul Național de Teatru Pro Actoria. Ei sunt la cea de a treia ediție. Noi suntem parteneri cu Teatrul din Mediaș, așa că a trebuit să îi onorăm cu prezența noastră. A fost ceea ce trebuia să fie, pentru că au fost piese de teatru interesante, a fost un public receptiv și a primat calitatea, pentru că piesele au fost selectate, ei au mers pe sistemul. După care avem noi organizat festivalul nostru, și este un sistem foarte eficient pentru că poți să te concentrezi foarte mult pe ceea ce trebuie să fie, pe spectacol și nu pe altceva. Au fost prezente șapte trupe de teatru din regi toate regiunile țării. Am mai spus, au fost spectacole apreciate. A fost a fost frumos, pentru că a fost ceva ce place atât publicului cât și actorului. Și orice lucru care este făcut cu plăcere și cu talent nu poate să fie decât apreciat. În perioada 23-25 septembrie, la Megidia se va desfășura cea de-a cincea ediție a Festivalului Național de Teatru, Tanța și Costel. Pe scena cercului militar din municipiu vor urca nouă trupe care vor oferi publicului o dovadă a talentului lor actoricesc iar tetis va aduce în fața spectatorilor aceeași piesă jucată la festivalul de la Mediaș care de dame